Hoții și spiridușii, o poveste de Silvia Katz Iannăși. Thea și Alex sunt doi frați foarte frumoși și talentați care se iubesc foarte mult. Nu se ceartă niciodată și ascultă întotdeauna de sfaturile părinților, dar mai ales de bunica lor cea dragă și bună care le spune mereu povești. Cel mai mult le plac basmele și poveștile despre spiridușii pădurilor. Spiriduși care uneori se transformă în diferite animale sau chiar în oameni ca să-i ajute pe cei care au nevoie atunci când sunt în momente grele. Spiridușii aceștia trăiesc și în pădurea din apropierea orașului, unde locuiesc cei doi frați. Ei vin uneori noaptea să vegheze somnul copiilor și să-i păzească de spiritele rele. Ei le îndeplinesc dorințele copiilor cu minți și mai ales celor care sunt săraci, dacă aceștia îi roagă. Cum au aflat acest lucru, cei doi frați și-au și pus câteva dorințe. Thea dorea să ajungă balerină, deoarece iubea foarte mult să danseze, iar Alex voia să se facă arhitect și să construiască case, poduri sau clădiri înalte până aproape de cer. El desena foarte frumos și era fericit când micile lui tablouri erau puse pe pereții grădiniței. Deoarece erau cu minți, părinții lor le îndeplineau toate dorințele, fiindcă erau oameni foarte bogați. Deși aceștia aveau un suflet bun și ajutau mulți oameni nevoiași, doi hoți din oraș s-au gândit cum să facă rost de mulți bani, așa că au pus la cale să-i fure pe cei doi copii. I-au urmărit câteva zile când plecau de la grădiniță împreună cu bunica lor și își făceau planul cum să se apropie de copii. Știau că bunica venea în fiecare zi și îi lua. După o săptămână, norocul a fost de partea hoților, deoarece bunica nu sosise. Era foarte mare aglomerație pe șosea. Copiii o așteptau în poarta grădiniței, îngrijorați de întârzierea acesteia și tocmai se gândeau să intre din nou în grădiniță, când i-a strigat un om necunoscut. Hei copii, m-a trimis bunica să vă iau eu cu mașina, deoarece mașina ei s-a stricat pe drum. Nu te credem, domnule, i-a spus tăia mai curajoasă. Bunica ne-a spus să nu vorbim și să nu avem încredere în oameni străini. Nu mergem cu tine. Dar copiii, eu vă pot spune cum o cheamă pe bunica voastră și pe părinții voștri, dacă vreți veniți cu mine la mașină și o sunăm ca să vorbiți cu ea. După ce acesta le-a spus despre familia lor, copiii s-au luat de mână și s-au apropiat de mașină, dar de acolo a mai apărut un bărbat care, împreună cu celălalt, i-au luat în brațe și i-au urcat cu forța în mașină. Speriați, copiii au început să țipe, dar unul dintre hoți l-a spus: Dacă nu încetați, o să vă leg la gură și o să vă fie vai de voi. Ați înțeles, piticilor? Teia, mai curajoasă, l-a strigat: Când tatăl nostru o să vă găsească, o să vedeți voi. El este foarte cunoscut peste tot și o să vă pedepsească groaznic. Ce vreți de la noi? Bravo, fetiță! Bravo că ești curajoasă, dar acum închide gura și să nu mai aud un cuvânt. Vedeți sacul ăsta? Aici băgăm noi copiii care nu sunt ascultători. Nu vrem să vă facem rău și o să vă dăm drumul după ce tăticul vostru o să ne dea mulți bani. Dacă nu o să vrea atunci, o să vă vindem la o șatră. Ați înțeles? Deși îi era teamă, Tăia l-a luat în brațe pe frățiorul ei care plângea, încercând să-l liniștească. După un timp, cei doi copii au adormit și s-au trezit într-un grajd plin cu fân. Unul dintre hoți le-a dat să mănânce, apoi i-a acoperit cu pături și le-a spus în șoaptă: Câteva zile o să stați închiși aici, până vom primi banii de la tăticul vostru. Aici nimeni nu o să vă găsească, pentru că suntem la marginea unei păduri. Dacă fugiți, o să vă mănânce lupii care vin din pădure. Așa că stați cu minți. Acum hai la culcare, că s-a făcut noapte și noi trebuie să plecăm de dimineață. Deși le era foarte frică, cei doi copii s-au gândit că, fiind lângă o pădure, poate spiritușii vor veni să-i scape. Așa că i-au chemat în gând până când au adormit din nou. Dimineața, când s-au trezit, au găsit lângă ei câte un corn și câte o cană cu lapte. După ce au mâncat, s-au jucat prin fânul din încăpere. Au trecut câteva ore și au apărut cei doi hoți care le-au spus că părinții lor îi caută peste tot, iar bunica plânge în continuu după ei. Când au auzit, cei doi frați s-au pus și ei pe plâns, dar oamenii cei răi i-au închis din nou acolo și au plecat. Au venit seara și, deodată, copiii au auzit ceva ca un buzuit de albine. Zgomotul venea de afară, așa că s-au uitat printre scândurile grajdului. Mare le-a fost uimirea când au văzut un omuleț micuț, micuț, care le-a spus:
Copii, eu sunt spiritușul Laurel și vreau să vă spun că un prieten de-al nostru va veni curând să vă salveze. Eu știu că voi sunteți cuminți și ascultători și de aceea aș vrea să vă ajut. Mâine veți fi lângă familia voastră, dar să nu spuneți nimic hoților. Ei vor fi pedepsiți exact așa cum merită. Iar eu acum am să plec. Rămâneți cu bine? Copiii nici nu au reușit să-i mulțumească, pentru că spiritușul a și dispărut. Alex, care de-abia începuse să vorbească, s-a mirat foarte tare și a început să țopăie de bucurie. Plecăm acasă! Plecăm acasă! Deodată a intrat în încăpere unul dintre hoți care s-a uitat încruntat în jur și a spus pe un ton răstit. Ce-i gălăgia asta, copiilor? Cine credeți voi că o să vă salveze din mâinile noastre? Până când părinții voștri nu aduc banii, nu aveți nicio șansă să scăpați. Așa că vreau să nu aud niciun zgomot. Liniște! Cei doi frați s-au speriat și s-au luat în brațe, tremurând de frică în fața hoțului cel fioros. Acesta a plecat închizând ușa după el. Alex a început să plângă, dar tăia l-a mângâiat și l-a încurajat, spunându-i că trebuie să aibă încredere în acel spirituș. Încet, încet, noaptea s-a lăsat și copiii au adormit. S-au trezit dimineața auzind zgomot în curte și s-au uitat printre scândurile grajdului. Afară erau doi bărbați înalți, care călăreau doi cai frumoși cu o stea în frunte. Amândoi bărbații erau îmbrăcați în haine verzi și pe cap aveau pălării de aceeași culoare la care puseseră o pană de păun. Aceștia țineau în mâini câte o pușcă mare pe care o îndreptaseră asupra celor doi hoți. Știm că voi ați furat doi copii și vrem să ne spuneți unde i-ați ascuns. Nu e adevărat, oameni buni, noi iubim copiii și suntem oameni cinstiți, au spus hoții într-un glas. Da, da, vă cunoaștem noi cât sunteți de cinstiți. Voi care colindați pădurile ca să împușcați animalele și mai furați și din casele oamenilor. Acum ați început să furați copii, așa că o să plătiți cu închisoarea faptele voastre. Vă mai întrebăm încă o dată. Unde sunt copiii? Aici suntem, domnilor, aici în grajd, au strigat cei doi frați bucuroși. Veniți, vă rugăm să ne salvați! Imediat, unul dintre ei l-a legat fedeleș pe unul dintre hoți, apoi pe celălalt, i-a eliberat pe copii, iar copiii au sărit în brațe, strigându-le. Vă mulțumim frumos că ne-ați salvat, domnilor, și părinții noștri o să vă răsplătească. Copii, noi nu vrem nimic, deoarece spiritușii pădurilor noastre, acolo unde noi suntem pădurari, ne-au dat de veste despre voi. Știm că sunteți cuminți și ascultători, iar părinții voștri vă caută peste tot, așa că haideți să ne grăbim spre casa voastră. Apoi au urcat pe copii pe cai și i-au dus până în poarta casei. Copiii au intrat și bunica, împreună cu părinții lor, i-au îmbrățișat plângând de bucurie. Au ieșit apoi cu toți afară ca să le mulțumească celor doi salvatori, dar aceștia dispăruseră. Cine credeți voi, copii, că erau cei doi? Pădurarii care păzesc păturile sau tot spiriduși care se pot transforma chiar și în animale atunci când pot ajuta oamenii? Eu cunosc răspunsul. Dar voi? Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!